Inaugurat în urmă cu doar câteva săptămâni, parcul de aventură Escapeland din pădurea Gârboavele și-a dobândit deja un renume printre iubitorii de senzații tari. Rezultat al unei investiții cu fonduri europene a Consiliului Județean Galați, zona de agrement este combinația perfectă între evadarea în mijlocul naturii și o doză zdravănă de adrenalină. Cele 15 trasee cu diverse grade de dificultate, ce îmbină o panoplie întreagă de tiroliene, scări, platforme suspendate și tot felul de obstacole interconectate, permit dozarea efortului în funcție de condiția fizică, vârstă și experiență. Traseile au fost deja testate de aproape 2500 de gălățeni, dar și de vizitatori veniți din alte colțuri ale țării și chiar din străinătate. Copiii sunt cei mai entuziaști aventurieri, chiar dacă unii dintre ei sunt încă la categoria prichindeilor. Ia spuneți voi, cum vi s-a părut pe traseu? Super! Super? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Tiroliana. Tiroliana? Dar câți ani ai tu? 6. Și nu ți-a fost frică să dai cu tiroliana? Nu? Bravo, înseamnă că ești o fetiță curajoasă. Aici mă descul la toate traseele. Da? Încet. Te descurci la toate traseile? Da, în afară de la cu bluza, la cu bluza a fost un pic cam greu, dar lasă. Cum? Și nu ți s-a părut greu? Da, acum cu bluza a fost greu, dar nu, când o să fiu mare nu o să mai fie așa. Desigur, pentru cei mici, un bun exemplu este dat de cei mari, care, din câte am constatat noi, au uneori emoții chiar mai mari decât învățăceii. Cum vi se pare parcul de aventură? Pentru mine, scary. Pentru copil, văd că e ok. Da. De ce? Ce vă sperie? Înălțimea, în general, pe mine. Da. Trebuie să dau un exemplu bun. Așa că l-am lăsat pe el primul. Să-mi arate cum se face. Una peste alta, tăticul în cauză se consideră norocos pentru că băiatul său se dă în vânt după experiențele în aer liber și mai puțin după eternele jocuri pe calculator. Iar cazul nu este singular. Ce face puștimea? Ne place foarte mult. Ne place, dar trebuie să așteptăm. Cred că e bine. Hai! Acum urmez eu. Știu! Tare, nu? Ai mai fost în parcuri de aventură? Nu, asta e prima dată. Și? Dar mă descurc destul de bine și îmi place. Cum ți se pare parcul de aventură? Foarte tare! Dincolo de toată distracția, trebuie să spunem că o zi în parcul de aventură se desfășoară după reguli foarte stricte. Utilizarea corectă a sistemelor de siguranță este foarte importantă, așa că fiecare vizitator este instruit pas cu pas cum trebuie să folosească echipamentul de protecție. Pe cea cu portocaliu o trec peste placa de metal, iar pe cea fixă o trec prin placa de metal. Ok? Apoi pot să-mi încep primul obstacol. Pe obstacol are voie o singură persoană, iar pe platformele de lemn maxim 3 oameni. Traseele sunt și ele pentru o mai ușoară identificare, împărțite pe culori, în funcție de dificultate. Cele mai ușoare sunt traseele MOV, urmate de cele galbene, verzi și albastre. Mai există și un traseu negru, cel mai greu, care se adresează sportivilor bine antrenați. Dincolo de asta, vedete ale parcului sunt cele două tiroliene, cu o lungime de 150, respectiv 180 de metri. Aici la ce nivel sunteți? La galben. La galben și următorul? Cred că am spus de la negru. La negru? Da. Până acum ce vi s-a părut cel mai dificil? Aia cu mersul pe piață, cred că. Vara este abia la început, așa că, dacă vizitați parcul de aventură Escapeland, aveți grijă să vă îmbrăcați adecvat, să vă hidratați bine și, eventual, să aveți la voi o mică gustare pentru refacerea forțelor.
Biletele de acces pe trasele din parc pentru 3 ore sunt de 25 de lei de copil și 35 de lei de adult în timpul săptămânii, miercuri și joi, și de 30 de lei de copil și 40 de lei de adult în weekend, de vineri până duminică. Există și opțiunea prelungirii, iar pentru fiecare oră suplimentară se vor plăti 15 lei de miercuri până joi sau 20 de lei de vineri până duminică.